În primul rând vreau să felicit băieții, pentru că nu a fost o săptămână ușoară. Am jucat vineri, am jucat duminică, deci aproape 9 zile de chin. În momentul în care pierzi de asemenea manieră, e foarte greu să pregătești următorul joc, pe de o parte. Pe de altă parte, am știut că băieții vor fi mult mai capacitați, mult mai conectați. Dar, ca să fiu cinstit, nu mă așteptam să avem o atitudine atât de pozitivă. Victorie meritată, felicit băieții din suflet. Am văzut după joc la bucuria din vestiar și un spirit de grup fantastic. Toată lumea l-a felicitat pe Sergiu și noi o facem. El a fost omul care a făcut astăzi diferența, dar grupul a fost cel care a câștigat partida. Sergiu a marcat din nou după reușita de la... Da, mă bucur și pentru el, pentru că avea nevoie, ca atacant fiind, să marcheze. Mă bucur că a reușit într-un moment important. A adus două puncte în plus decât rezultatul spre care se îndrepta în mod normal partida. Nu a fost un meci echilibrat, fără mari ocazii, dar așa sunt toate partidele. Terenurile nu permit să faci un joc foarte spectaculos. Nu în ultimul rând, am jucat împotriva unei echipe bune, o echipă solidă, care a pierdut puține jocuri pe terenurile adverse. O echipă care, luată individual, are jucători de calitate. Dar v-am spus, e un campionat foarte echilibrat în care oricine poate să bată pe oricine și oricine poate să piardă cu oricine. În seara asta noi am reușit să câștigăm, dar va trebui să rămânem conectați, concentrați, umili, pentru că ne așteaptă partide grele în continuare, nu doar meciul următor de la Botoșani, ci toate celelalte. Și după aia, sigur, va fi acel mini-campionat care, până la urmă, va decide tot ce se întâmplă în acest campionat, pentru că prima parte e așa, mai mult o repetiție. În momentul în care se înjumătățesc punctele, cam toate echipele sunt acolo și va fi imperios necesar să fim foarte conectați la cele 9 jocuri care vor urma în play-out. Pentru ce e mai importantă această victorie? Pentru situația din clasament sau pentru moralul băieților? Pentru moralul băieților. Situația din clasament, sigur, o altă înfrângere și astăzi, e clar că ți-ar fi tăiat moralul pentru viitor. Dar nu era nimic pierdut. Eu v-am spus, campionatul regular nu-ți face nimic altceva decât te pregătește pentru play-out. În momentul în care se joacă pe 3 puncte și câștigi minim 4 partide, eu zic că nu ai niciun fel de problemă. Deci dacă câștigi jumătate dintre ele plus ceva, deja șansele să scapi fără baraj nici nu se pune problemă. În momentul de față, chiar dacă pierzi, dar mai faci câte un punct, mai tot acolo ești. Câștigăm 3 meciuri, după aia pierdem 2, la înjumătățire ești tot acolo. Așa că acest campionat regulat e mai mult așa, din punctul meu de vedere, o alegere proastă a celor care s-au gândit să înjumătățească punctele, dar asta este, nu avem ce face, să joacă deja de ceva timp, trebuie să ne adaptăm. E o șansă pentru cei care nu fac puncte.